Conducerea primăriei Făgăraș a luat o decizie radicală, dar binevenită în situația de față. Făgărașul anulează toate evenimentele din 2020 și dotează spitalul municipal cu ventilatoare mecanice și teste COVID-19. Primăria Făgăraș anulează toate evenimentele care urmau să se desfășoare anul acesta, inclusiv zilele cetății prevăzute în calendarul manifestărilor culturale, educative, sportive și artistice. De asemenea, instituția nu va mai acorda granturi asociațiilor și fundațiilor. Astfel, suma totală de 787.000 de lei va fi redirecționată către Spitalul Municipal Dr. Aurel Tulbure din Făgăraș. Banii vor fi folosiți la achiziționarea de ventilatoare mecanice pentru dotarea patrulor de la terapie intensivă, cumpărarea de teste COVID-19 și a unui tunel pentru dezinfecția personalului medical. În plus, primarul Gheorghe Sucaciu a avut o discuție cu 18 primari ai comunelor din apropierea municipiului și a invitat să contribuie cu bani din bugetele locale pentru dotarea unității spitalicești care deservește toată țara Făgărașului. Decizia de a rectifica bugetul și redirecționa banii de la toate activitățile culturale de pe raza municipiului Făgăraș este luată în contextul situației actuale și de a folosi banii pentru achiziționarea de ventilatoare mecanice, un tunel de dezinfecție și teste care să fie achiziționate la Spitalul Municipal Făgăraș. Este imperios necesar să facem acest lucru. Mai mult de atât, am vorbit și cu colegii primari din țara Făgărașului, iar ei vin în sprijinul spitalului, tot așa cu rectificări din bugetul local, cu sume pe care le vor aloca pentru achiziționarea de ventilatoare, dat fiind faptul că acele comunități pe care ei le conduc beneficiază de serviciile Spitalului Municipal Făgăraș. În contextul actual, nu cred că mai își mare rostul ca activitățile culturale să fie ținute pentru cine? Pentru că, având aceste interdicții, ne fiind participanți. După ce edilii vor efectua rectificările bugetare, primăria Făgăraș va publica suma cu care va contribui fiecare comună.